Am asistat la scene de o violență extremă în Ploiești, ziua în amiaza mare. Mai mulți interlopi și-au reglat conturile cu un rival printre trecătorii speriați. Au blocat o mașină în trafic, au scos un tânăr cu forța din autoturism și l-au lovit cu bâtele și cu topoarele. Atacatorii, atenție, sunt încă liberi. Te avertizez, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Imaginile au fost surprinse de un șofer chiar în centrul orașului Ploiești. 5 indivizi înarmați cu bâte și topoare au oprit o mașină în trafic și au încercat să scoată pasagerul din spate. Pentru că tânărul de 24 de ani se apăra, atacatorii au spart geamul, l-au dat la o parte pe șoferul firmei de ride sharing și au început să lovească victima din toate părțile. Incidentul a avut loc în plină zi în această intersecție, chiar în fața bisericii. Camerele de supraveghere i-au surprins pe cei 5 bărbați, cum l-au înghesuit pe tânărul de 24 de ani în mașină, l-au bătut, iar apoi au distrus autoturismul în care se afla. Martorii au sunat la 112 și au chemat imediat poliția. L-a văzut pe nenea la plin de sânge, la sfârșit. Probabil reglare de conturi. A trecut o mașină și a strigat la cel lovit că... Tu nu trebuie să pleci de acasă singur. Agresorii s-au făcut nevăzuți cu două mașini. Potrivit unor surse, fac parte din clanul Lupu și sunt luptători MMA. Tânărul snopit în bătaie a fost transportat la spital. Acesta prezenta un traumatism craniocerebral, un traumatism craniofacial de piramidă nazală și multiple traumatisme la nivelul membrilor inferioare. Locuitorii spun că se tem pentru siguranța lor, mai ales că totul s-a petrecut ziua într-o zonă intens circulată. Îmi este frică, efectiv, dar problema este că Numai unde-i polițaii care erau odată? Potrivit surselor observator, fratele victimei ar fi bătut-o în Franța recent pe sora unuia dintre agresori. Cele două tabere au un lung istoric de conflicte. În urmă cu 2 ani, atacatorii ar fi cerut taxă de protecție de la familia victimei. Oamenii au refuzat, așa că interlopii le-au făcut mașina praf cu topoarele. Tot atunci, într-un live pe rețelele sociale, liderul clanului, un individ care își spune bulgarul, își amenința rivalii. A fost cine care zbuca și bătea de câte 2 ori pe zi. Vă e frică că vă vede lumea bătuți? De teamă, mulți adversari ai clanului Lupu s-au refugiat în străinătate, mai spun sursele observator. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.